Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Jurassic World Evolution 2. Tocmai ce am terminat misiunea din Arizona, prima misiune din campania noastră magnifică și mirobolantă. The dinosaurs were safe. Finch and the DFW had what they needed to keep the bureaucrats off our backs. For now. But the future, that was something completely different. Ok, deci dinozaurii au scăpat în sărbăticie și este misiunea noastră să încercăm să... Ce să-i facem situației? Contain the situation, cum e în română? Să aplanăm situația? Să nu o apar carnivore în sărbăticie? I wish we'd had more time to brief you, but as you know, the situation is fluid. Our Canadian friends are concerned that many of these wild animals are getting close to their border. We'd like to prevent them from crossing it. We being the CIA. Cia, bă, ești nebun. DSD, Dangerous Species Division. DSD. I'm Dr. Dua. I have an extensive Dr. Dua de la DSD. Research in this very field. At Jurassic World. Voi auzi sunetul? Voi aude vocea? Că mai mult auzi zăpada decât vocea. However, I have history with many of the people involved here. A poacher camp. What remains of it anyway? Amateurs. They only succeeded in getting themselves and others killed. And making our job that much more difficult. Bun, în primul și în primul rând, pauză, settings, hai să uităm un pic pe la audio, fraților, că e oribil. Sound effects, Jesus! Dă mai așa! Da, asta corect, muzică licențiată acolo, să nu, așa, să nu facem prostii. Da, cred că sound effects e ok dacă îl dăm mai încet. Pana mea la 50%, că era oribil ce se întâmplă acolo. Dr. Dua, the dinosaurs are still agitated. Tranquilizing them would appear to be the best option at this point. Let's do it as safely and quickly as we can. Ale, tati, hai! Na, să tranquilizăm carnosaurii! O să ne... Acid... Nice, ok, hai că l-am nimerit prin... Mama lui! Bun, unul tranquilizat, hai, al doilea, jbam! Nice! Ok, l-am nimerit și pe ăsta a doua oară. Just as an organization has key players, me, it also has key facilities that it needs to run effectively. So, you should get started with the construction of an arrival building, a control center, and also a backup generator to supply power. Sigur, până una alta totuși, două secunde, să vedem dacă suntem în stare să facem o roganță aici. Deci fii atent ce am nevoie. Nu vrei să șterg așa. Vreau să facem o roganță aici. Auzi, îmi dă bani înapoi, da mă, îți dă bani înapoi, ești nebun. Cât de tare! Ah, fuck. Sper că n-am șters din drumul ăla. Bun, ok, ce mă interesează? Vreau așa, vreau să facem un țară frumușel în partea asta în sus. Jbam. Odată, putem să facem oare maxim? Bun, merge. 2, am zis că facem 2 pe 3, da? Am zis că ăsta ar trebui să fie standardul nostru frumușel. Țuc, 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 țuc. Obstructed. De ce obstructed? Băi, termină-te, băi, cu obstructed-ul tău, cu tot, băi. Tu ai prea aproape de dinozaur, ok, acum înțeleg, acum are totul sens. 2, 3, maxim, bam. Bam, și ultimul de aici, iarăși, la fel trebuie să-l ștergem. Tup 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 tup. Bun, ok, și să nu uităm, bineînțeles, o poartă! Poate să fie o poartă aici și o poartă o să punem pe partea cealaltă acolo.
Ok, my friends! Ia-mi, te rog frumos, dinozaurul ăla ca să pot să fac o treabă. Bun, una la mână, doi la mână. Arrival point. Arrival point pentru oamenii noștri care, zic, turismul, care trebuie să ajungă pe aici prin zonă. Ok, hai să un pic mai de pe, știi ce? Nu, pe partea cealaltă vreau. Aici. Așa, ca să fie intrarea cât de cât aproape. Control center. Control center-ul. Ok, aici angajăm noi oamenii noștri de ședință. Ok. După aia response facility. Aici sunt băieții cu tranquilizantele. Yes, yes, yes. Bun. Și backup generator, bineînțeles. Asta trebuie să fie aici. Bam. Bă, sincer cu tine, hai să, nu știu, pe aici, pe undeva, oare ne lasă? Bam! Frumos! Love it! Ok, și acum să ne continuăm noi șmecăria cu gardurile noastre. Bam! Bam! Ok, și bam și la tine așa odată. Bun, frumos, frumos, frumos. Your response to this directive should be to get one built. Huh? You see what I did there, huh? Response, response. Never mind. Don't respond. Don't respond. Bun, un gar pe acolo. Ok, deci am adus aici cei doi, ce sunt, mă? Carnosauri. Yes, yes. Yep, that's right. And we'll want them awake and as comfortable as possible. Ah, ce bun ar fi aici. Bun, și hai să-l mutăm și pe nenea asta săracu, că exact cum, da? Mersi, apreciez foarte tare. Ok, și să nu uităm că cu jeepanul nostru trebuie să-i dăm un task. Jibam acolo, da? Bun, deci asta ar cam fi primul punct de interes pentru noi aici, cei doi carnosauri, să avem grijă de viața lor. Numai bine că ne rezolvă și nenea acolo. Includes the gunner are awake and safely enclosed. Aia, trebuie să-l trezească și gușterul ăsta. Hai să vedem, băiatule, la une la care te duci tu acum, care este primul. Hai să uităm de asemenea, până nu uiți, 5 din 30. Ok, mai avem combustibil pentru 30 de minuțele acolo. Ok. Tu, my friend, pare să că ai nevoie de un pic de apă, nisip, mâncare, ai nevoie de multe. Ok, hai să rezolvăm prima dată cu apa. Cât de multă apă ai nevoie? Ah, foarte puțină apă, what the hell? Ah, bun. Facem așa. Nu mai bine că acum se trezește și al doilea. Bun, perfect. Bun, avem apă. Acum vrea mâncărică. Mâncărica putem să o trântim, nu știu, pe aici, pe noi avem pădure și are nevoie de nisip, pare să. Băi, nisipul ăsta e pur și simplu sand texture, right? Ha, interesting. Cum pot să fac sand texture ăsta? Mi-arată? Vai de mine dacă nisipul are nevoie. Tot ăsta trebuie să fie cu nisip, dude? Umblem de nisip? Everything is sand? Jesus! Și iarbă nimimă? Refuz să cred. What the fuck? De ce? Stai că s-a apucat să atace. Ah, ok, s-a dus după capră. What the fuck? A aruncat-o în aer. What the fuck? De ce brutal? Încă nu e suficient. Doamne Dumnezeule, pune-mă toată raza asta aici cu capul. Ok, gata, e toată lumea fericită. Bun, cel puțin la tine acolo. O să avem nevoie de viewing gallery, sincer să fiu cu voi. Viewing gallery, na. Oare putem să ajungem aici cu un... De ce țipă? A, că nu e conectat la curent, dar nu ar trebui să fie o problemă. Putea să pun aici, sincer cu voi să fiu, dar... Nu știu, este în apă. Cred că e suficient, e ok, e ok. În regulă, nu trebuie să ne panicăm foarte tare.
Bam. 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 Toată lumea este fericită. Wow! 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 Ia uite-l ce fericit e. Ți-e un pic somnic? Ne-ai un pic somnic? Nu un pic așa? Opa? Ce-a făcut, mă? They had dangerous animals here? Correct, Mr. Finch. We know where they were. But now, Mr. Grady, it's essential that we know where they are. I know my dinosaurs. I'd say they're headed off in this direction. And do you know your dinosaurs, Mr. Grady? Hey. Better than anyone. But these are not your dinosaurs, per se. Well, you're just gonna have to trust me on this one. Come on. Click. Click, motherfucker. This looks promising. You know, not that I'm promising anything. Ah, nu. Dinosaur species. I'm... Ok. Trebuie să faci click când treci pe lângă. Numai că n-am realizat că deja analizasem. Grand Theft Auto, fraților. Dinosaur traces detected. Large carnivore. Urmărim un carnivor imens. Something huge. Bă, am și o întrebare. Există o posibilitate în jocul ăsta să... să ascund gen interfața fără să las controlul de la... Adică știu că merge cu Alt F2. Say what you want about the dinosaurs, but they're not subtle. Wherever they go, they leave a mark. Sexy. Sounds like someone I know. Is it Dr. Malcolm? Because that guy, he is out there. Am făcut poza. As opposed to... Well, you know, a certain lovable animal behaviorist whose humility has a charm of its own. Humility, yes. Much humility. Very much humility. Mă distrează foarte tare zona. Este incredibil de fain făcută. Aici au... s-au băgat oamenii ca lumea. Ne-au dat... what the fuck? În ce am intrat, mă? A, fii atent că nu mă lasă să mă duc mai departe. Trebuie neapărat să cercetești ceva în zona asta aici? Wow, dude! Invisible walls? Why? But why? Allosaurus, ăla e! Traicu, traicu, traicu! Repede! Știi ce? Stai că vreau să fac poză cu ăsta lângă trike. Așa, așa, așa. Țăcă, țăcă, țăram, pam, 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 pam. Pare un pic supărat, nu știu ce să zic. Snap. Bun. E mai fain asta cu, de la Nvidia, cu alte video decât... avem, jocul în sine are și el un, un capture mode, dar parcă nu e atât de fun. Nu știu. Adică nu că el nu e fun, nu intri atât de repede în el, aia mă irită maxim. Da. Ce e aici, mă? Caliminus? Caliminus? Wow! Ăla e. Zici că e un șarpe. Încolăcit, what the fuck, dude. Un pic mai în față, mersi. Ăla e. Snap. Nu o știți voi dintre astea, mă. Oh my god, în partea aia avem o turmă de trikes. Fii atenți, analizează-mi. Allosaurus. Just be ready for anything, all right? Da, 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 stai un pic, stai, două, șezi, șezi blând. Dude, putem să ajungem la... Nici nu mai știu cum se cheamă, Stego. Nu mai știu ce era. Putem oare să analizăm? Zim că nu am invisible wall. Zim, te rog eu, din tot sufletul meu mic și negru, că nu e un invisible wall. Nu, come on, come on. Vreau să aim mod, yes. Use equipment. Zoom.
Ce ești, mă? Cum te cheamă? Tâlharule mic ce ești. Ascundem așa. Vreau să vedem fain din unghiul ăsta, sincer. Oh, dude! Ăla e cât de epic! Hai, nu șac, mă. Dar de ce numai asta analizez? Bă, guștere. Stai că s-a blocat gușterul ăla în spate, fii atent. Gata, gata, și-a revenit. Calmați-vă, e ok, e în regulă, nu vă panicați. Oh! Nu mai pot, sunt prea multe. Și, de la o parte, de la o parte. Ăștia cum se cheamă? Cum se cheamă frumusețile astea? Mama, abia aștept să ajungem mai departe în joc. Ca să pot să am tot felul de dinozauri. Cât de fain, dude. Mai de aproape așa. Cred că trebuie să ne ducem un pic mai aproape de ei cu mașina ca să se randeze calmea texturile. Am așa o vagă impresie. Clipește-mă pentru cameră! L-am prins cu ochii închiși. Iotel! Iotel! Ăsta e! Gata, hai că mă distrez prea tare cu pozele. Avem o coliziune cu copacii? Ia, hai să vedem. Fix your game! Dude, where is the collision? Bă, o fi din cauza, mă, că suntem în campanie. Opa. Fii atent că s-a blocat, mă las să mă duc mai în față. Ce face, mă? Da, nu mă lasă să mă duc mai în față de punctul ăla. Trebuie să ocolesc un pic cu zipză pădurea, parese. Bă, tâlhărie maximă. Ok, pe aici parese că trebuie să mergem. Hai, mai avem vreun copacel ceva de analizat? Ei, am văzut acolo ceva. Ambush! Move quickly, not too quickly. You'll trigger their instinct to chase. Move! Owen, are you okay? What is happening? Little busy right now. Please tell me you have things under control. Do you want me to lie? If it'll calm my anxiety, yes. I'm a bundle of raw nerves. We're working the problem. Bun. După el, înainte, oștenii mei! Am unii. Attempt! Success, Dr. Dua, before it can eat Grady and the others. No, please don't say that. You believe in the team, right? Do you want me to lie? Ăla e tati, gata. L-am rezolvat! Owen, what's our status? We're close. We have everything almost under control, but the animal is injured. We'll need to get her to a secure enclosure for observation and treatment. I'll notify Dr. Dua. Oh, me? I'm fine. Thanks for asking. Acknowledging asset collection request. Stai așa. R. Direct control. Așa. Asta se mișcă foarte încet jeepul. Dacă îl lași singur să meargă, se mișcă extraordinar de încet. Stai 2 secunde să mă întorc. Să văd dacă am noroc să vă dau la sau rugmul eu pe sus. Nu era, mă, era pe aici pe mă. L-au luat deja? Uite-l! A, l-au luat deja, firar! Nu, vreau să fiu lângă când îl iau! Să râd de el, că e gușter! Ei, alte vedei. Stai așa. De. Că încă pot să râd de el. Păi o poză. Să-i arăți după aia. Ia-te, mă, așa, mă. Stai mai de jos, așa, să se vadă foarte clar. E un pic dificil de controlat camera asta, că... Așa. Ăla-i tati. Gata, i-a ajuns cât am râs de el. Bun. And the herbivores? What about them? As long as they stay away from civilization, leave them in place. They'll survive in the wilderness without our intervention, right? Given time to adapt, yes, I'd say they will.
I guess that's something we're all gonna have to get used to. Having dinosaurs out in the world. Is that you talking, or is that the government? Claire, I am the government. Bună ziua, bună ziua. What the fuck? What the fuck? În ce-am dat, mă, că nu era ăsta acolo lângă? Și s-a speriat. O fi dat în el? Ți-am dat un pic de damage, dude? Cred că mai mult i-am rănit mândria decât orice altceva. Nu, nu, ce dubios e că te încetinește în pădure. Mai vede cineva elicopterul? Uite-l! Uite-l! Uite-l în dreapta sus! Ajungem și noi în același timp! Deci cum vă spuneam, mă duc o dată cu ăsta pentru că am văzut eu că se mișcă foarte, foarte slow. Dacă lași să vină singur în bază. Ceea că prefer să mă duc eu cu el. Come on, dude, come on, dude! Punem un pic de viteză. Un pic de overstier. Mai greu la deal. Hai să intrăm în turiști! Bă, ce-a făcut Bobiț? Bun, ok. Nenea asta acum trebuie să se ducă și să ne analizeze. Alanizeze. Alosauro. Salut, dudule. Ce faci, dudule? Nu mă lasă să-l selectez așa aici, din punctul ăsta, și mă irită maxim, da, e ok, se la vii. Hai, dude, du-te și analizează Malosaurul. Astăzi, today, tomorrow, always. Ia-ne că e, e, a, a, se mișcă? Reușește? Oh, oh. Is he doing it? Is it ok? Îi merge? Pot mă să mai cumpăr încă un Ranger team? Empty slot, upgrades. Storm defense. Ce înseamnă aia? Provides a weather warning for dangerous storms and prevents this building taking damage from storms. Oh, nice. Additional ranger team! Increase the number of tasks and patrol points each vehicle can be assigned by 2. Oh, nice. Decrease the time to scan dinosaurs by 90%. Ooh. Improves the accuracy with dart rifles. Yes! Deci o să putem pune dart rifles... Ah, nu, pentru elicopter cred că e, mă. Ok. Bine, hai că văd că se mișcă încet băiatul până se trezește el aici la realitate. Vin după tine, fraiere! Te mușc! Am dinți mari de alosaur! Fugi! Fugi! Fugi că vine după tine alosaurul! Bun, are nevoie de apă. Fugem la timp. Ha! L-am prins! Bun, deci vreau un pic de apiță. A, nu mai vrea apiță, a descoperit apiță, e ok, în regulă. Dar putem să-i mai punem un pic de apă, nu e panică foarte mare. Dă-mi un pic raza mai mică la apiță. Poți să-i fac un smiley face, oare? Ia fi atent. Da, mai mic de atât nu merge? Nu merge. Pam, pam, pam. Vreau... Ok, fii atent, hai să... Un semi-smiley face. Oarecum, more or less. Mai dai un pic. Fii rar. 13% apă. Ăla-i. Lasă așa. Merge. Bun, am nevoie de un pic de cărniță. Cărnița vreau să punem undeva mai departe ca să ajungă acolo la ea. Ok, și vrem un pic de pădure, zici, mătăluță, da, open space. Păi și dacă îi pun pădure, mi-a din open space-ul ăla, dude. Ok, un pic de pădure pe acolo, un pic de pădure pe aici. Așa, ăsta ce e, mă? Tot forest, numai că e altfel de forest. Păi și e mai mult... iarbă și spațiu liber decât pădure. What the fuck? Bine, lasă din asta că asta îmi place. Mulți copăcei. Go, go, go. Nu mă lasă în partea aia să mai pun copăcei. Bagă copăcei prin apă. E ok, este în regulă. Ține-te. Nu, nu, nu. Pauză. Pauză. Pleacă de aici. Lasă-l pe ăla.
Aici vreau. Stai că vreau să văd cum prinde capra. Poate că ar trebui să-l selectez. Ok. Hai să-l selectăm ca să putem să dăm pauză fix când... Dude, voi vedeți că e capra asta airborne. Ok, ok. O ia de jos. Vreau când o aruncă în sus. Ăla e! Ăla e! Păcat că e cu zăpadă multă. Dude, nu! A, uite aici. This is the money shot. Ăla e. Băi, nu văd nimic, că e albă, capra e albă zăpada. Hai să încercăm, treacă de la noi. Pana mea, hai. Toată lumea are nevoie de un status check. Yes, we know. Bun, ok, revenim la tine. Deci s-am rezolvat cu așa. Send me to perform medical scan for details. Ah, ok, bun, trebuie să facem o... practic un spital de dinozauri. Yes. Response, paleo medical facility. Yes. Vedem să-l rotim pe nena asta, să vedem în ce direcțiune trebuie să-l trântim. Oarecum așa acolo. Facem un pic de conexiune. Bravo. Bun. Deci stai puțin. Ce trebuie să-i facem? Mai arată-mi o dată. Send MBV to perform medical scan. Ok, deci trebuie să... Vehiculul care vine cu clădirea asta. Ia să ne mai uităm și aici să vedem. Mai sunt 9 minute. Ok, resupply. Fill up, te rog. 67 de minute, perfect, love it. Problem requires is a new set of eyes. Let's hire a few scientists with the skills to diagnose these animals. Make sure they are competent with the MVU and can perform medical scans on the dinosaurs. I'm interested to see what we can discover. Ok. Bun, și aici aceeași chestie, da? Deci ne uităm la maximul ăsta, cât poate să fie, și l-angajăm pe ăla. Deci avem aici un 14 maxim, aici avem un 15, 8 cu 4, 12 și cu 3, 15, deci ăsta ar fi până acum cel mai ok. Aici vine 7 cu 5, 12, deci încă nu. Aici mă enervează un pic scrollul ăsta, hai să vă arăt. Când ajunge la capăt, se duce de la început, e foarte dubios, dar am observat eu că dacă tragi de bara asta e mai ok. Bun, deci 12 acolo, aici vine 14, aici vine 14, iar aici vine 14, 16, ok, am găsit unul cu 16 și aici ar veni un, iarăși 16, cred, 12 și 4, 16, deci între ăștia 2, fuck. Sincer, l-aș fi ales pe ăsta inițial, dar din cauza faptului că are doar unul aici la welfare și noi avem quest-ul să fie cel puțin 3 la welfare. Fuck me, dude. Mă forțează să o aleg pe tanti asta, deși este incredibil de scump. Hai să vedem, puii mei. Asta este, suntem un tutorial. Nu ne doare. We've hired more scientists per Dr. Dua. So, we should have a better handle on the dinosaur's medical status. Hopefully we'll be able to figure out what went wrong. Hey, if I've learned anything, it's that these animals are unpredictable. Like people. But with, bigger teeth. Yeah. We should keep an eye on her. Right. Who? Dr. Dua? Yes. She's working for the CIA now. Oh, you'll be pleased to know I'm running a little intelligence op of my own. Looking out for the both of us. You're a lot more astute than you let on. Smarter, too. Se duce, mă? We have to knock that dino out. I'd suggest a tranquilizer, but you know, you do you. Right. Now, we have control of the dinosaur temporarily.
Sau nu e ăsta, m-am prostit. E, nu era ăla, era ăsta de aici. Băi, ce gușteri sunt. Mă, tot uitam la elicopter și zic, de ce nu se ridică, de ce nu se ridică? What the fuck? Bun, ok. Și de aici trebuie... Pe tantia asta să o alegem. Start as 432.000, mă, costă. Uitam, dar asta de fapt este arrival point-ul, nu este response facility-ul. Asta e, până mă obișnuiesc exact că sunt amândouă, sunt helipad-uri sau cum Dumnezeu îi se cheamă. Până mă obișnuiesc cu felul în care arată clădirea în sine, o să-mi iau un pic. Deci response facility și arrival point. Ok, ok, ok. Gata și e ok, în regulă suntem. Bun, deci ce se întâmplă? Alosaurul e rănit, da, am văzut, deci am făcut cu mașina asta care este un, v-am zis, un spital, da, de la spital cu ambulanța. Trimis ambulanța să-l scaneze. L-a scanat, a văzut că are o fractură și acum îl aducem aici la, la zi, la spital. La facility-ul medical ca să-l rezolvăm pe băiețel. E băiat sau fată? Stai că ăștia teoretic în film tot sunt femele, nu? Numai că se mulțesc prin clonare. Ia, hai să... A, dar nu, că acum nu mă lasă să-l selectez direct de aici. Ia să vedem. Stai că după ce ajunge jos... Ok, și a început deja de aici, fii atent. Deci asta înseamnă să ai un scientist din ăsta cu... Mutaj mare la welfare. Ok, ok. Bun, întrebarea mea acum este dacă pot eu să fac o poză gușterului. A dormit acișa. Ar avea sens? Ia uite săracul. Nu, este adormit, este însângerat. Nu prea îmi place. Nu, nu-mi place aici deloc cum arată săracul pus pe... Pe cimentul ăsta, îl lăsăm să-și vadă de treabă. Ok, și hai să dăm un pic pe repede înainte, eventual ne mai uităm și pe aici să vedem cum avansează treaba. Știi ce aș fi interesat? Deci stai puțin, noi avem Storm Defense Improved Administration, decrease scientist hiring fees by 25% and scientist salaries by 10%. Nice. Deci cost globally by... What the fuck? Cât de cool! Ok, bun. Gata? Bravo! Ok, și acum cred că trebuie să... Deci s-a terminat aici, da? Treatment successful, trimitem înapoi. Ok, și să-i facem și un viewing facility. Same for the dinosaurs, I'd imagine. You imagine correctly. Not according to my ex. Yes, moving on then. We want to have the animal transported and then secure and comfortable in its enclosure, if you please. Întrebare. Vehicle under threat. Păi, te pusă eu să te bagi acolo, mă? Iar îi luau capota. Cred că aș putea să-i fac așa... Să mai facem o conexiune acolo. N-am fost foarte atent aici să văd raza acestei viewing gallery. Pot să văd aici la tine? Da. Bun, ok. Și acum să terminăm și asta. Bun, perfect. Ok, toată lumea e fericită. Mai avem aici 54 de minuțele la generatorul ăla. Perfect. Bun, și că cam atâta cu misiunile pe care le-am făcut eu până acum. Deci, din începând cu episodul următor, o să fie misiuni noi. Uite-l, uite-l, uite-l. Stai așa, stai așa, stai așa. Dă-mă tale singur, zoom acolo. Da, 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 da. Jesus fuck that. Cât de brutal va să fie. Ăla e, aici e, alte doi. Așa. Dude, cât de fucking brutal e toată treaba. Nu, mai sus. Așa, ăla e, tăticule. Bye bye goat. Bun, dragii mei.
Al vostru, dragi scuzați, că am văzut foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați vrea scrierea până acum, un mic like, un coment, un share, poate un mic abonare dacă n-ați făcut-o deja. Hai să așteptăm să se termine misiunea. Ce-a făcut mă bea de acolo prin copăcel? Oare am putea mă cumva să... N-avem cum că e brush. Gata, tăticule, până cine a fost. O să dau save acum, continue. Dacă dau continue, mă bagă de nebun în misiunea următoare. We'd worked to make sure the dinosaurs would thrive in the forest. At first, I believed this was for the best. Then we realized that forest makes up about 1/5 of the total land mass in the US and almost 40% of Canada's wilderness. Working together with the DFW and the CIA, we made the dinosaurs feel right at home. In the forest. I really hope the powers that be know what they're doing. Because the dinosaurs definitely do. Nici nu vreau să mă gândesc la repercusiunile astea de a avea un erbivor atât de mare. Adică gândiți-vă și voi că... Deci dacă e să ne uităm acum la sălbăticia din America, da? Cel mai mare erbivor, cel mai mare erbivor. Pot să pun pauză? Nu pot să pun. Este... Sunt bizonii, nu? Teoretic. Buffalo. Și singurul prădător natural... Stai, hai să lăsăm să-și pună șpilul. But we need to centralize our operations. And that's why I've chosen this location. Well, okay, I didn't choose it myself, but I was part of the process. I mean, I got the memo. The Appalachians have long been a place where people can kind of disappear, whether on their own or with the help of someone else. So, why not the dinosaurs? Pause. Yes, there we go. Pull a few strings, grease a few palms, twist a few arms, and bang! Just like that, the Department of Fish and Wildlife. Lasă-l. New save. Mă disperă. Ah, yes, doi. Save, ok, mersi. Gata. Chill. Yes. Voiam să vă spun că în momentul de față cel mai mare erbivor, da, care se află în Statele Unite este teoretic bizonul, da, sau buffalo, cum Dumnezeu se cheamă. Și ca să fie un echilibru natural, ai nevoie de prădători, nu numai de erbivore, da? Și singurul carnivor, prădător natural care se poate pune cu bizonul este de fapt o haită de lupi, pentru că ar fi grizzly, dar grizzly nu sunt genul ăla de prădător, nu? Adică ursul e mai degrabă un prădător oportunist. Nu prea atacă el așa direct, adică atacă, dar mai rar să atace chiar să urmărească o pradă și să-și facă de cap. Și stau să mă gândesc, deci ai duce dinozauri care sunt mai mari decât un bizon, da? De 3-4 ori mai mari decât un bizon, într-un mediu natural unde nu ai prădători, pentru că prădătorii din joc iei și pui în țarcuri. Ce echilibru natural ai tu în momentul respectiv? Da, mă rog, îmi cer scuze că am divagat cu logică și chestii din astea. Cum spuneam, dacă ați rămas cu mine până acum, dragilor, un mic like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!